Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Sfânte, ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine Sfânta și pentru tot ce este de catedrala aceasta, pentru cei ce odinesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogate milă. Sărbătorim noi și pe Sfântul și Marele Proroc Ilie, Biserica Mamă propune ascultării noastre un text din Sfânta Evanghelie care pentru mintea și cugetul nostru se descoperă marea milostivire și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Noi am fost cu luarea aminte în zilele trecute, ascultând în Sfânta Biserică, Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie, am văzut iubirea de oameni a lui Dumnezeu față de noi oamenii. Pe câți nu i-a tămăduit, pe câți nu i-a vindecat, leproșii au fost curățiți, cei care nu vedeau au primit vedere, cei care nu auzeau, nu puteau vorbi, Dumnezeu le-a dat graiul și auzul. Dumnezeu a vindecat-o pe cea gârbovită, Dumnezeu i-a propus lui Zacheie vameșul, care dorea din depărtare să-l privească pe Mântuitorul, și cu aceasta se mulțumea. Dar el i-a zis, coboară-te jos, că astăzi în casa ta mi se cade să fiu. Și Zachei, grăbindu-se, s-au pocorât și l-au primit în casa sa și a auzit binecuvântarea lui Dumnezeu, că astăzi se făcă mântuire casei aceștia,
pentru că și acesta fiul lui Avram este. Dar iată astăzi, când Sfânta Evanghelie ne se spune că a ieșit Mântuitorul Iisus împreună cu ucenicii săi și au mers spre Bifsaida, acolo sau în pustie să se oprească ca să se roage și să se odihnească. Poporul cel însetat de cuvântul cel dumnezeiesc, toți care nădăjduiau să primească vindecare și izbăvire din robia păcatului, au lăsat toate grijele cele lumești și au luat copiii și soțiile și au urmat lui Hristos în pustie. Spune Sfânta Evanghelie că s-a adunat lume multă, 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii. Mulțime multă, însetați și cu mare dorință de a auzi glasul Mântuitorului, de a primi tămăduire și vindecare. Sfânta Evanghelie ne spune că apostolii s-au apropiat și au zis Mântuitorului, Doamne, spre seară este. Poporul acesta, din draga dimineață, ascultă cuvântul Tău cel Sfânt. Primesc binecuvântarea și harul de tămăduire și izbăvire. E vremea ca să dăm drumul norodului acestuia să meargă prin sate, prin orașele din apropiere, ca să-și caute de mâncare. Mântuitorul Hristos le-a zis, dați-le voi de mâncare. Doamne, nu avem decât numai un tânăr este care are 5 pâini de obăs și 2 pești. Aduceți-le la mine, a zis Mântuitorul. Și iată, de aici se descoperă că deja Sfinții Apostoli au avut marea părintească grijă de acest popor, că ei deja aveau informația cuvenită că n-au nimeni de mâncare, decât numai aceste 5 pâini și 2 pești. Porunca Mântuitorului s-a împlinit. A venit și au adus aceste 5 pâini și 2 pești Mântuitorului. Domnul Iisus a primit cu ochii săi Dumnezeu spre cer, a săvârșit o rugăciune și a cerut o binecuvântare de la Dumnezeu Tatăl și de la Duhul Sfânt. Au binecuvântat pâinile acestea, le-au dat apostolilor și le-au poruncit să meargă și să împartă hrana aceasta. Când au început a împărți această hrană, pâinele din mâinile apostolilor se înmulțeau ca dintr-un izvor cu apă. Curgea pâinea și toată lumea aceasta a primit și a mâncat. A mâncat atâta și s-au săturat, spune Sfânta Evanghelie, întrucât au rămas încă 12 coșuri de fărmături care s-au strâns și niciodată nu se permitea ca pâinea să fie călcată în picioare. Părinții noștri în toată vremea ne-au educat și ne-au spus că pâinea este fața lui Hristos și niciodată nu se cuvine ca să o dăm pe jos și fărmăturile ce cad să le strângem cu luarea minte și să le păstrăm. Iată, vedem ce mare minune Dumnezeu face și dă hrană poporului acestuia care a ascultat cuvântul său cel dumnezeiesc, se tămăduiau și se vindecau. Mare este minunea aceasta. Ea s-a rostit, s-a povestit tuturora în vremea aceea. Ea se rostește și se aduce la cunoștința noastră și în această vreme.
Noi primim aceasta cu credință și descoperim prin taina aceasta, taina purtării de grijă a Domnului nostru Iisus Hristos față de noi oamenii. El este minunat într-o ochii noștri. El poartă de grijă. Ne aducem aminte că tot în Sfânta Evanghelie însuși Mântuitorul Hristos ne spune nouă când l-au întrebat apostolii: Doamne, cine poate să se mântuiască? Și atunci Mântuitorul le-a spus că dacă la voi oamenii este cu neputință, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Și iată Evanghelia de astăzi, care în mintea și în cugetul nostru apar gânduri diferite și spunem: Doamne, oare cum ai hrănit 5.000 în afară de copii și soții în pustie? De unde ai luat atâta pâine? La Dumnezeu toate sunt cu putință. Harul lui Dumnezeu a mulțit pâinea și a săturat pe toți. Minunea aceasta este o minune deosebită. Ne dă nouă răspuns la toate întrebările, la grijele lumești și ne îndeamnă ca să căutăm mai întâi spre împărăția lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin post, prin împlinirea voii și poruncilor lui Dumnezeu. Și toate celelalte grijuri lumești, Dumnezeu ne le va împlini. Așa cum Ilie prorocul, a căruia pomenire, cinste și slavă o dăm astăzi, care este un mare apărător, un mare purtător de grijă al adevărului lui Dumnezeu. Căci atunci când împăratul s-a lăsat amăgit de soția sa, care era din neamul păgânesc, și a început a aduce la cunoștință și a propovădui închinarea de idoli, au înălțat capii și peste tot, au îndemnat lumea ca să se închine lui Baal, au îndemnat ca să se lepede de dreapta credință, atunci prorocul Ilie a venit cu îndrăzneală înaintea împăratului, l-a mustrat și i-a spus că nu face bine. El a îndemnat poporul ca să le demonstreze puterea și harul lui Dumnezeu. S-au adunat 850 de preoți de-a lui Baal și acolo li s-a propus ca să facă fiecare jertfenicul său. Pe jertfelnic au pus câte un vițel să-l aducă în jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și le-a spus că acolo unde se va aprinde focul, acolo este credința și dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu. A lăsat pe aceștia ca să le aprindă ei la început. S-au rugat, au jucat împrejurul jertfenicului, au strigat. Prorocul Ilie îndemna strigat și mai tare, că poate Dumnezeul vostru doarme, poate nu aude. Cât n-ar striga, focul nu s-a mai aprins. Atunci, prorocul Ilie a poruncit ca jertfenicului să fie udat cu apă, împrejurul lui să fie săpat un șanț plin de apă, adică ca să nu se aprindă îndată. Și-a ridicat mâinile la cer și-a rugat pe Dumnezeu și Dumnezeu a trimis foc din cer. S-au aprins și jertfenicul și-a făcut lucrarea sa, s-a adus jertfă înaintea lui Dumnezeu. Atunci toată lumea s-au supărat pe preoții lui Baal, i-au ucis. Izabela
soția împăratului s-a supărat pe Ilie și căuta să-i facă sfârșit vieții sale. Și atunci Ilie s-a făcut nevăzut din mijlocul lor. Pentru că mi s-a spus azi în Sfânta Evanghelie că niciun proroc nu este primit în patria sa. Și nici Ilie, acolo unde aducea la cunoștință cuvântul lui Dumnezeu, adevărul cel sfânt, nu era primit. Ilie a mers și a fost prin munți, prin pește, a fost hrănit de corp, cu carne și pâine, cu apă, s-a adăpat din lacuri și din râuri. S-a oprit în casa unei văduve, care era numită Sarepta Sidonului. Și aici, în această casă, i-a poruncit femeii să-i facă o turtă să mănânce. Femeia i-a spus că nu am decât numai un pumn de făină și puțin ulei. El i-a binecuvântat ca să facă totuși, să-i împlinească dorința. Femeia, deși era de altă credință, i-a ascultat porunca, că a cunoscut și a zis că acesta este omul lui Dumnezeu. Și Sfântul Ilie i-a mulțit făina, i-a mulțit uleiul și niciodată această văduvă n-a dus lipsă de nimica. Mai mult decât atâta, într-o bună zi, feciorul unic al ei murise. Ilie a cerut de la Dumnezeu cu rugăciune mare ca să-L tămăduiască și Dumnezeu l-a înviat. O mare minune a făcut prorocul Ilie. La porunca și rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu, cerurile s-au închis 3 ani și 6 luni. Pentru necredință, poporul a fost pedepsit cu secete, s-au lipsit de pâine. Și iată, când și-au adus aminte că sunt creația lui Dumnezeu, când au făcut pocăință și cale de îndreptare înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite la cererea prorocului Ilie ploi și îndestulează pământul. Iubiții mei, frați, surori, ascultând Sfânta Evanghelie de astăzi, cunoscând bine viața Sfântului proroc Ilie, noi astăzi putem spune că suntem într-o vreme tare grea, atunci când stăpânitorii noștri uită de Dumnezeu, atunci când aduc alte credințe, atunci când înmulțesc răutatea, despare iubire de frați, pacea și liniștea, se ridică la un nivel înalt desprețuirea omului. Nu mai vorbesc despre biserică și despre adevărul lui Dumnezeu. E nevoie ca să facem și noi rugăciuni, să-L cerem pe Sfântul proroc Ilie, să fie un mare rugător și pentru noi în vremea aceasta, ca să ne izbăvească pe noi de frica morții, ca să ne îndestuleze grijile noastre lumești, ca să ne hrănească și pe noi pe parcursul vieții acestea pământești, așa cum i-a hrănit pe cei 5.000 de bărbați împreună cu copiii și soțiile lor în pustie. Noi de atâta și venim la Sfânta Biserică. Venim ca să ne hrănim și noi din mâncarea Mântuitorului Hristos. Să luăm parte la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Mărturisim cu sinceritate păcatele, fără de legere, nedreptățile noastre. Să săvârșim rugăciuni pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Să ne rugăm și pentru vrăjmașii noștri, pentru cei ce urăsc biserica ta noastră, pentru cei ce o batjocoresc, pentru cei ce batjocoresc și slujitorii și creștinii.
să ne rugăm ca Dumnezeu să le deschide ochii, să îi îndrepte la credința cea dreaptă, la credința cea adevărată, pe care părinții și strămoșii noștri ne-au dat un dar pentru ca noi să o împlinim, să o păstrăm și prin ea să putem dobândi veșnicia într-o împărăție a lui Dumnezeu. Am pomenit astăzi despre Zachei Vameșul, care el avea mare dorință ca să laude pe Hristos. Păcatele, ura poporului, nu i-a permis ca să se apropie. Dar el totuși se va bucura dacă îl va vedea măcar din depărtare. Și de aceea s-a înălțat într-un pom. Și de acolo privea și se bucura că îl vede pe Hristos. Oare noi nu suntem asemenea lui Zachei? Noi știm că păcatele și grijile lumii aceștia ne despart pe noi de Biserica lui Hristos. Ne despart de dreapta credință. Ne despart de rugăciune. De aceea să-L chemăm și noi pe Hristos Mântuitorul așa cum a venit în casa lui Zachei, să vină și în casa sufletului nostru. Să ne bucurăm, să-i dăm slavă, cinste și închinăciune, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Să vă fie de bine cu Sfânta Sărbătoare de astăzi.